Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei ce nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți cuțe aprofundate pe tema Game of Thrones, precum și recenzii la filme și seriale, podcasturi din entertainment și multe, multe altele. Așa că dacă vă place acest tip de conținut, hit subscribe pentru a nu rata următoarele clipuri. E conținut puțin diferit față ce se face de obicei la noi, așa că pentru cei care caută alt felul local, e bine, l-ați găsit. Așadar, fără să ne pierdem timpul, haideți să începem. Asta ne vorbim despre penultimul film pe care l-am văzut la cinema și anume Robin Hood 2018, filmul regizat de Otto Bathurst cu Jamie Foxx și Taron Egerton. You were a lord, but now you get to be a thief. And I'm going to show you how. Shoot me. Please. You have to be a warrior. Fast as you can. Ei bine, după cum știți, foarte multă lume a dat cu ele pământ, foarte multă lume dă niște ratinguri excepțional de proaste. Toată lumea a spus că este o porcărie desăvârșită și că nu merită văzut și probabil e cel mai prost din toate timpurile și așa mai departe. Ei bine, am venit să vă confirm de asemenea că este un film mai puțin bun. Dar am venit asemenea să infirm teoria asta că este cel mai prost film din istoria umanității. Adică dacă pui 50 Shades of Grey aici, Robin Hood e aici, să știți. Nu e la același nivel. Deși foarte multă lume duce sub 50 Shades of Grey, ceea ce nu prea înțeleg. Înțeleg că poți să-l urăști și pentru foarte multă lume înseamnă jump on the fucking bandwagon. Când marea majoritate începe să urască ceva, toți cei care sunt indeciși se alătură lor. Și din păcate există o majoritate foarte vocală în cazul acesta, care cu toții dau cu noroi în acest film. Și nimeni nu spune, pe bună dreptate merită să dai în anumite părți din film cu noroi. Dar în același timp sunt părți care sunt ok și care nu mai apucă să mai iasă la suprafață pentru că nu mai ai cum. Și dacă cineva spune că e un film decent, o să vină tot să spună, a, n-ai înțeles nimic. E bine, am venit să vă spun că este un film semi-decent. Nu este un film extraordinar de bun, e un film de 6. E un film de 6 în contextul în care ai Transformers și Fast and Furious care se bat pe 6,5 înspre 7 se joacă acolo. Așa că ăsta e un film de 6, e mai jos decât Transformers, dar nu este mai jos decât 50 Shades of fucking Grey. Și nu este mai jos decât foarte multe alte filme care s-au prezentat la cinema. Adică ăsta nu este Hercule, să ne înțelegem, da? Nu este Hercule, The God of whatever the fuck, The Son of the Gods, cum se chema ăla. Ăla este un film de 4,55. Da? În care practic îi dai 5 în momentul în care la cinema, în momentul în care s-a filmat la cinema și în momentul în care au ajuns să-l publice și au lucrat 1000 de oameni pe el, eu zic că merită un 5, pentru că ce faci, dai, nu poți să-i dai 1. Oamenii care dau 1 mi se pare că n-ai făcut în viața ta nimic și atunci dai 1. 1 nu poți da 1, niște oameni au muncit acolo, știi? Și pentru efortul ăla dai 5, înțelegi? Pentru faptul că este la școală, pentru faptul că te-ai prezentat și ai făcut ceva, se dă un 5. Nu-ți dă nimeni 1, nu-ți dă din oficiu. Da. Și atunci, pentru toți aceia care vin și spun că, domnule, cea mai mare porcărie din istoria, nu este cea mai mare porcărie. E un film ok și atât. E un film de popcorn 100% și care are multe, multe defecte, dar are și câteva părți bune. O să vorbim mai întâi de câteva părți bune și cam, știu, după aceea ducem în multe părți mai puțin bune. La părțile bune aș spune așa, unul la mână se vede efortul pe care l-a făcut Taron Egerton pentru a juca în rolul ăsta. Eu credeam la început că cea mai mare parte a scenelor cu arcul sunt niște bălării, așa, niște chestii. Nu, tipul chiar s-a antrenat, chiar a muncit timp de câteva luni cu degete însângerate, sunt niște clipuri pe YouTube, o să le linkuiesc eu mai jos, în care omul chiar a muncit, s-a antrenat cu cei mai buni arcași din lume, pe parte istorică, au încercat să recreeze anumite părți pe chestia asta. Și atunci asta și asta în sine merită susținerea lor. De asemenea, dacă vă uitați la interviurile pe care le-au făcut pentru press, o să vedeți că vibe-ul lor e destul de pozitiv, adică explicația întotdeauna este it's another take, e un alt mod de a spune povestea asta. Și aici iară, asta e o altă parte pozitivă, da, e un alt mod de a spune povestea asta. Trece oarecum și într-o parte negativă și ajung la ea când vorbim de părți negative, dar overall, dacă e să te uiți la filmul ăsta, trebuie să accepti faptul că da, este povestea lui, fapt nu, este o poveste cu un personaj, Robin of Locksley, care devine Robin Hood, ajunge în Sherwood Forest, dar în rest e complet diferită.
De fapt, asta este o parte bună și o parte rea. E o parte bună pentru că nu se ține, se simte legat de vechea poveste, care și ea a evoluat de 2000 de ori. Da? Nu este o poveste cu Robin Hood. Avem o poveste clasică, dar avem zeci de variante pe tema ei. Dar în același timp e o problemă pentru că foarte multe de comentarii sunt: "Ah, păi nu e Robin Hood. Păi ce ai vrea, să vezi din nou același Robin Hood? Ce vrei să vezi viziunea acestui regizor?" Cred că Salman are și numele ăsta, Otto Bathurst. Zici că e Otto Bathurst. Și atunci, cred că filmul ăsta a suferit foarte mult de pe urma acestui echo chamber. Am ajuns într-un punct în care lumea nu prea mai știe să mai aibă mixed feelings about things. Și atunci când are atunci când lumea are ideile non-clare, că atunci când nu sunt toate, că nu se aliniază ori la dreapta, ori la stânga, și tind spre stânga, atunci lumea nu mai acceptă că, ok, există și un punct de mijloc în stânga, în partea rea a lucrurilor, da? Există și un punct de mijloc și există și un vârf al punctului rele, a punctului rele, când lucrurile încep să devină bune. Da? Ăsta este un film care se apropie de finalitatea lucrului rău și începe să intre în părțile bune. De-aia când văd toată lumea dă și îți spune, bă, ăsta e un film total gunoi, bă, nu e. E un film care merită 20 lei la cinema. Sincer, 20 lei. Nu merită 50 de lei. Nu merită IMAX, nu merită, asta e, ăsta e film, hai să-i faci, știi? Dar 15 lei când o să fie peste 2 săptămâni, 3 săptămâni să fie la rebate, mie mi se pare că merită. Adică nu poți să spui că 15 lei, adică un pachet de țigări te-a costat o oră de entertainment. Mie mi se pare fair. Și dacă ești dispusă, nu vrei să vezi această poveste cu Sherwood Forest, cu arcașul acela faimos care ajunge la turnir, trage cu săgeata, spinte când două săgeata, așa mai departe, și dacă nu vrei să vezi povestea clasică cu Lady Miriam, ok, o cheam Marian de apropo filmul ăsta, așa, atunci filmul ăsta o să fie ok pentru tine. Dar dacă te-ai dus la filmul ăsta și vrei să vezi numai povestea lui Kevin Costner, fuck. Pentru că de fapt ce spuneam acum, de ce un pățe negative, filmul ăsta, pe cât e de partea sa bună că îl are pe Little John, care nu e Little John, e doar un maur, care l-au combinat acum cu maur, că și personajul ăla maur, jucat de Martin Freeman, în primul Robin Hood, în primul, la de 91, nu exista în legenda lui Robin Hood. Era o adiție la legenda lui Robin Hood. Și acum avem o nouă adiție. Little John mixed up cu ăla, cu ăla, cu ăla. Și pe lângă asta, avem pe Lady Marian, care acum e Lady Marian. Ok. Șeriful din Nottingham, care este nameless, nu are nume. L-avem și pe Will Scarlet, care este fratele lui bastard, dar în cazul de față nu este fratele lui bastard. Așa, și Friar Tuck. Adică acestea sunt singure personaje denumite, care au nume. Restul sunt people, persons, gardienii, sunt niște oameni mascați pe care poți să-i ucizi oricând. Adică filmul ăsta, și mai e o chestie, filmul ăsta a fost făcut într-un spirit și de-aia mă uitam la el și mă gândeam, bă, ce-au vrut cu video la filmul ăsta? Pentru că sunt probleme la dialog, sunt probleme la montaj, editarea și felul care a fost filmat. De foarte multe ori ai senzația că te uiți la un film amestecat din Prince of Persia, Sands of Time și Assassin's Creed. Adică ai tot timpul, e așa, sunt niște cadre astea de undeva de sus, sare, coboară, după aia pe el cheamă The Hood, ca în Arrow. Adică sunt tot felul de chestii care nu aveau ce căuta. Pare un film cu prea multe încercări. Au luat de toate și l-au băgat acolo și au spus, ok, this has to work, but it doesn't work. Știi? Și dialogul, one-liner, foarte multe one-liner, ting, și asta iar nu merge. Nu merge pentru că nu apuc să înțeleg ce se întâmplă, știi? Și iar foarte multe clișee, extrem de multe clișee, training montages and all that shit. Și e o poveste veche spusă într-o mentalitate nouă, mai spus treaba asta. Uneori nu poți să faci, unele filme nu se pretează pentru a le moderniza, pentru a aduce a new way of looking and thinking. Nu poți să ai o gândire modernă la 1200 când tu te ștergi la fund cu brusturi. Dar nu poți să ai o gândire de un care are hârtie igienică. It's the way it is. Problemele tale sunt cu totul altele. N-ai ce faci. Ai putea muri mâine scarlatină. Sunt alte probleme. Nu poți să ai o abordare asupra vieții pe care o ai acum. Este pur și simplu imposibil. De-aia nu funcționează. Nu este credibil. Și aici era foarte mult trebuie să ai o problemă cu chestia asta. Și eu am avut-o până la un moment dat. Dar în același timp stau și mă gândesc de foarte multe ori, bă, stai mă, că nu e chiar așa. Acum este un film și după aceea când vezi, din păcate, când vezi genericul la final, realizezi că fac mie și încercau să fac un comic book movie. Deci la final când vezi acel generic de finalizare cu regizor, actor și mai departe, îți dai seama că
fuck, ăștia au vrut să facă un comic book movie, dar nu ești absolut deloc. Deci ai început să dai seama că dacă ai vedea acum că ai luat un Timely Comics din 1950 sau 1990 de fapt, dacă ai luat un Fantastic Stories și ai citit acest Robin Hood, ai spune ok, I get it, e un univers paralel cu un Robin Hood, un univers paralel unde lumea a evoluat într-un alt fel și mai departe. Și atunci ar avea sens pentru tine. Dar din păcate, comunicarea și felul în care a fost poziționat filmul ăsta nu a lăsat să înțeleagă chestia asta. Ăsta este un superhero flick. Pur și simplu. Este un superhero flick pe care nu l-a înțeles. Pe care nimeni nu l-a cerut de asemenea. Da? Și asta e foarte important, că vii cu un film pe care nimeni nu-l vrea, e fact. Și atunci vine întrebarea automată în care vii și te întrebi, păi de ce au făcut filmul ăsta? Nu o să mai continuăm pe părți negative, că sunt suficient de multe și de aici încolo. Ideea este că da, e un film de șase, adică la un film de șase, te aștepți la foarte multe părți negative. Am de așa la foarte multe părți bune. Repet, 5-ul îi se dă pentru prezență. Da? Îi mai dai un punct pentru ce se mai întâmplă în film. Da, e un film de șase, un film de un mic buget. That's the way it is. Nu poți să te duci, sau poți, dar your setting te sabotezi singur în momentul în care reuși vrei să vezi altceva decât ceea ce este filmul ăsta. Și atunci, acum hai să vorbim despre de ce există filmul ăsta. Vreau să fac un disclaimer pentru că nu știu, n-am informații din interior ce s-a întâmplat la Warner. Dar dacă mă întreb pe mine, un proiect de genul ăsta care se naște în felul ăsta, cred că este un proiect amalgam necesar. Să mă explic. Există câteva chestii în filmul ăsta care par destul de interesante și sunt niște chestii, niște story trope, să spunem așa, da? Prin toate clișeele pe care le vedem în film, există trei idei pe care filmul le transmite și încearcă să le transmită. Trei idei pe care nu le vezi de obicei transmise în multe medii, mai ales în film, pentru că filmul e mai cenzurat. Unul la mână, faptul că biserica nu este ceva bun, faptul că biserica este business. Asta e foarte important. Doi la mână. Faptul că de foarte multe ori războaiele sunt finanțate de către câștigători. Pentru că atunci când, e vorba spusă de, nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta, a spus că atunci când statul nu are dușmani pe care poporul să-i înfrunte, atunci statul trebuie să-i inventeze. Da? Și faptul că Robin Hood face chestia asta într-un context social preexistent, în America mai ales, e un lucru bun. Are un mesaj social în el. Și trei, are niște, la fel, mesaj social vis-a-vis de raportul pe care îl are leadership-ul cu populația, adică guvernul cu oamenii. Este o paralelă foarte clară între Trump și restul populației americane. Și mai este o chestie care e puțin cu fir alb, sunt revoltele minerilor și fierarilor, oțelarilor de la 1920 din Statele Unite ale Americii. Adică sunt niște chestii interesante acolo și mi se pare că Otto Bathurst a încercat să facă o chestie. A încercat să spună o poveste din altă parte. Evident că toate părțile negative care fug cu calul pe niște balustrade, există un car chase, numai că nu e cu mașini, e cu căruțe. Adică, evident, de ce nu? Da? Există foarte multe probleme în filmul ăsta și nu dau seama câte dintre ele sunt el. Nu dau seama dacă este pur și simplu un film făcut de o persoană foarte, foarte naivă. Pare și asta. Totuși, Otto Bathurst l-a mai făcut câteva episoade prin Peaky Blinders, prin Black Mirror, deci nu e chiar prăvălău, ca să zic așa. Și faptul că ai senzația de film de naivitate covârșitoare, pentru că asta e senzația pe care o ai, că e un film făcut de mine, da? În timp ce vreau să fac un film. Și nu știu exact cum vreau să-l fac, dar hai că-l fac așa, mă mai duc pe aici pe acolo, mai arunc niște chestii, mai să iasă un film. Știi? De-aia aici pierde foarte mult teren. Dar nu cred că e doar mâna lui. Și acum intervin în cealaltă parte în care vin și spun, ok, business-wise, de ce aș face un film de ăsta? E bine, un film de genul ăsta de obicei apare, filmul ăsta cu public property, da? Cu personaje care vin din spațiu public, gen Albă ca zăpada, Frumoasa adormită, Mica sirenă, Robin Hood și așa mai departe. Astea sunt personaje pe care nu deține cineva ca și drepturi de autor, ele fac parte din spațiu public. Atunci poate oricine să facă filme de genul ăsta. Și decât să faci un film despre un personaj nou, mai greu faci despre unul deja cunoscut. Ai mai multe șanse să atragi câteva muște la mierea ta. Doar că mai vine un moment. Foarte mulți dintre actori și foarte mulți regizori și foarte mulți oameni care lucrează
în film, au niște contracte cu diferite studiouri. Contractul este făcut pe câțiva ani, da, sau pe perioadă de timp limitată, iar în acel timp el este obligat să participe la un număr dat de proiecte. De asemenea, se obligă studioul să participe, să-i facă un anumit număr de proiecte. De exemplu, în cazul nostru, e foarte posibil ca atât regizorul cât și actorii, Jamie Foxx și mai departe, să fie acolo precuți pe listă, bă, ăsta mai are 6 luni, mai are 6 luni, 6 luni, 6 luni, 6 luni, 6 luni, tot au 6 luni. Ei oricum sunt plătiți, contractele sunt plătite in full, că se face sau nu proiectul, ei sunt plătiți. Atunci ești la un punct în care spui, eu am plătit 10 resurse, actor, regizor, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, la sfârșitul anului și pleacă tot, sunt liber de contract, eu i-am plătit oricum pentru proiectele astea. Dar eu n-am făcut ultimul proiect cu ei. Atunci îți convine mai mult să mai bagi încă poate $1,000,000 în casă de producție și alte chestii, să faci un film de genul ăsta, pe care îl scoți, care la box office poate nu este stelar, dar care recuperează cel puțin banii pe care i-ai dat regizorului, actorilor și așa mai departe. E o chestie de business. Și atunci, eu nu am informații dintre eu, repet, dar există o șansă foarte mare ca filmul ăsta să fi fost făcut în acest fel. Asta și pentru că nu există prea multe sinergii între cine a făcut filmul și cum e făcut și așa mai departe. Și mai degrabă mi se pare că este pur și simplu a business call. Let's make this movie. Da. De-aia e mai puțin o recenzie și mai mult un comentariu asupra filmului. Din punctul meu de vedere, dacă mergi să-l vezi la cinema, cred că da, dacă într-un context în care ai revăzut The Mortal Engines și cu ăsta, dacă ești fan fantasy, duci la ăla, dacă nu ești fan fantasy, duci la ăsta. Dacă, în schimb, ai de ales să mergi la cinema sau să faci altceva, e fix alegerea. Da. Dacă e un film de cuplu, I don't know, dar cred că nu. Mai treabă e un film pentru adolescenți, mai tinerei, băieței. Cam asta e filmul. Da. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut suficient de mult încât să lăsați like-ul și un comentariu dacă ați văzut și voi filmul, ce părere ați avut despre el. De asemenea, ne mulțumesc celor mai fresh susținători ai mei, băieții de pe Patreon și fetele de Patreon din The Beer Squad. Cu ajutorul vostru lucrurile se întâmplă și mi-este mereu o plăcere să văd și aportul vostru. Nu uitați de întâlnirea săptămâna viitoare pe care o să o avem împreună. Până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez viziunea plăcută, numai de bine, baftă!